Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm de aici din studioul Producers Media și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți la minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată suntem încântați să avem în studioul nostru un invitat noi și de asemenea subiecte care sunt de actualitate, sunt importante pentru viața noastră de zi cu zi, viața noastră spirituală în mod deosebit, așa că Înainte de a trece la tema discuției din țara aceasta, dați-mi voi să spun un bun venit pentru prima dată în studiul nostru, un prieten și un colaborator al nostru de, de mulți ani, nimeni altcineva decât fratele pastor Vaselică Croitor. Fată pastor, fată Vasilică, bine venit. Mă bucur să fim împreună, Cătălin. De multă vreme planificăm întâlnirea asta, așa că Dumnezeu uite a rânduit să, să, fim împreună. Mulțumesc de invitație, mulțumesc de insistență și a fost alături de voi de când s-a lansat Producens atunci la Palatul Parlamentului și am planificat să ne vedem și uite că s-a întâmplat. Slavă Domnului! Cătălin. Suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a așezat împreună de-a lungul timpului și ne cunoaștem, așa avem o istorie comună, în special pe câmpul Evangheliei. Chiar am participat împreună la câteva evangelizări. Există în istorie, nu mai spun că împreună am avut o emisiune și o inițiativă foarte frumoasă din partea ta, legată de uh, citirea scripturii în, și pandemie. în pandemie și explicații. Ceva da. unic, a fost o idee a unică. A fost un proiect interesant stârnit de Universitatea din Copenhaga. Ei au făcut un sondaj când s-a lansat pandemia, când a început pandemia, au făcut, și asta este o universitate seculară, sau oameni care nu au niciun interes să promoveze Sfânta Scriptură, dar ei au spus că din momentul în care s-a declanșat pandemia, oamenii au început să caute frenetic pe internet răspunsul la întrebările cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu, cum să mă rog, cum să citesc Biblia. Explicația lor a fost că deja lumea este atât de secularizată încât nu mai are un prieten, un pastor, un, bu un bunică măcar care să, să fie uh, credincioasă. Și atunci oamenii se duc pe internet și m-am gândit dacă oamenii pe internet acum dau sărci la întrebarea asta, cum să citesc Biblia și nu știu cum să se apropie de Sfânta Scriptură, ce ar fi să iau Biblia, efectiv m-am așezat pe trepte în fața uh, 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 învodnului, Uh, am deschis scriptura și în fiecare zi, timp de 24 de zile, am uh, explicat. Pe înțeles, omului care nu e familiarizat cu Scriptura. n a fost un studiu teologic, exegetic, dar pentru omul neobișnuit cu Scriptura, am explicat și am citit câte un capitol și am văzut că a existat un interes foarte mare. La Slavă domnului, uh, domnului un proiect extraordinar. Știu că continuă, vom continua și cu noi, uh, va continua proiectul ăsta și cu noi, și îi dăm slavă domnului pentru tot ce a făcut până Amin. acum și va mai face în continuare. O să zic că astăzi suntem la o temă, aș spune, foarte importantă. Vom vorbi despre uh, chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-a făcut-o de a merge cu Evanghelia până la marginea Pământului. Știu că de încă de la început Dumnezeu te-a trimis din Bucovina către Dobrogean, avem o, o istorie comună și eu sunt Dobrogean, tu ești Dobrogean adoptat, să zicem, da? Și Dumnezeu te-a chemat în zona aceasta a, a țării și nu mai mult activitate pe care. Ai avut-o de-a lungul timpului, împreună cu biserica și cu comunitatea penticostală de Constanța, așa cum la nivelul Uniunii este de a duce Evanghelia, că asta până la urm, o facem, inclusiv că vorbim despre uh, uh, tot ce înseamnă lucrarea aceasta bisericească, vorbim de misiuni, vorbim de media. Până la urmă, Evanghelia ajunge acum prin intermediul internetului până la marginea pământului. Chemarea aceasta am avut-o și uh, vreau să mă întorc. Suntem în perioada aceasta a rusarilor înainte de Rusale. Emisiunea va fi oricum, uh, va fi doar înainte de Rosalie. Apoi, uh, suntem și, ne aducem aminte cumva și de fapte doi că spuneam de lucrurile simple, deci practic la început biserica, la începutul ei, făcea niște lucruri simple, de le făceau și practic erau Constituția uh, Bisericii. Cititul Scripturii, da? Învățătura Apostolului, rugăciunea, părtășia frățească și masa Domnului și cina Domnului. Dar pe o parte, tot acolo, în capitolul la început, în fapt, scrie versetul acela clasic, fapte 1 cu 8. în vesti martori, în Ierusalim, Iudinea, Samaria, Samaria și până la marginea Suntem în fața acestei chemări, misiuni pe care Dumnezeu, prin Domnul Hristos, ne-a trasat-o aceea de a fi martor. și vreau să discutăm despre prim, câteva cuvinte despre de ce trebuie să fim asta și de ce trebuie să împrimim această uh, poruncă și apoi cum. Uh, poate mulți dintre noi am dorit sau am, am încercat sau știu eu, n-am avut poate cele mai bune metode. Ce, ce am putea face? Atunci, mai ales când vorbim despre a fi martori la marginea pământului, poate e mai ușor o că totată dacă fii martor la tine acasă. Și din practică putem spune că e într-adevăr dificil. Când vorbim despre misiune și aici am discutat de multe ori cu, am vorbit despre APM, despre agenția Cairo, despre, deci practic am promovat mai mult misiunea externă și asta am făcut-o de fiecare dată când am avut ocazia, dar pun în balat, cred că e prima dată când vorbim aici, în studioul acesta, despre misiune locală, internă. Mm. Și pornind de la premiza aceasta, vreau să ne uităm puțin, pentru că pare așa că am copilul neglijat al, al lucrărilor pe care noi le facem. Suntem foarte buni în acțiuni sociale, avem și școli, avem universități, avem tot ce ne trebuie, avem oameni foarte pregătiți, acum avem și Media care ne ajută, dar când vrem misiune, parcă toată lumea ar vrea să fim eroi, să mergem în afară, să predicăm, știu, eu, pe stadioane, să predicăm în locații din acestea cât mai ciudate, cât mai oameni de. știți, vrem să ne expunem. Și asta o, o. par face parte de natura noastră umană. Când vorbim de predicat acasă, la vecinii noștri, în localitatea asta, în satul nostru, în orașul nostru, avem o reticență. O și vreau să discutăm despre locul ăsta. Ok, Cătălin, eu am prins Revoluția, aveam 14 ani. Și a urmat atunci o, o, explozie de spiritualitate, de căutare după Dumnezeu. A fost momentele acelea extraordinare, când oamenii în mijlocul străzii, în genunchiau, spuneau Tatăl nostru, cântau sășitul viacului, trăim, el vine iar. Și oamenii l-au căutat pe Dumnezeu. A fost o foame. Un tir de Biblie îl distribuiai așa, până să ajungă paletul la ușă, deja era oamenii de dea undeva să, să primească Scriptura. Apoi s-a întâmplat ceva. Începând cu 97-2000, apropierea noastră de Uniunea Europeană, de NATO, posibilitatea de a călători în exterior, interesul pentru lucrurile spirituale al românilor a scăzut foarte mult. A scăzut foarte mult până la punctul în care uh, bisericile nu mai crescuseră foarte mult, ci chiar scădea unele dintre ele sau chiar s-au închis anumite biserici mai mici. Uh, eu în perioada studenției am avut parte de un mentor, un om care mi-a fost un părinte spiritual, Cameron Wilson. A fost slujitor uh, pe termen scurt în România, dar omul acesta uh, a avut o remarcă. Studiind ceea ce se întâmplă în România, a venit curând după Revoluție la invitația lui Iosef el a descoperit că în România se făcea evangelizare imediat după Revoluție. Bisericile erau pline de pasiune și erau foarte multe activități în, în multe forme pentru lăgirea părăției. Și el a venit și ne-a spus, măi, voi românii sunteți foarte buni la plantare de biserici și evangelizare în națiunea voastră, dar nu faceți nimic în plan extern. Și atunci noi ne-am deschis ochii, la început mărturisesc eu ca student al lui, L-am luat în derâdere și am zis: Ăsta nu știe ce vorbește. Noi, românii, să facem misiune în alte țări. Cine suntem noi? Că noi nu avem bani, nu avem vize, nu avem nimic. Unde să mergem? Dar uh, el mi-a fost un mentor și m-a ajutat să înțeleg asta și. Dumnezeu m-a plasat într-un context transcultural în Dobrogea, într-un oraș care are 25% musulmani, Megidia, și acolo am înțeles, da, putem să facem misiune, trebuie să facem misiune și împreună cu un grup de păstori s-a lansat atunci Agenția Penticostală de Misiune Externă. Ei, timpul a trecut, am investit împreună cu echipa aceasta mult timp și energie și... S-a format o agenție care acum a ajuns să aibă peste 80 de lucrători transculturali și uh, au remarcat foarte mulți în extern. Să spună, domnule, românii fac misiune externă foarte bine. Cum spuneai, merg până la marginile pământului. Ei, dar în timp ce lucrurile mergeau foarte bine la agenție și uh, eram foarte atașat de ea, am fost voluntar tot timpul, dar am fost foarte atașat de noi. Mai ales aveți un centru de pregătire aproape? Sigur că da, dar a fost proiectul nostru de suflet al păstorilor care am lucrat acolo și uh, a, a, fost, a fost un drum pe care n-am mai umblat. Nu știu, să pornești ceva de la zero, de felul acesta, pe un teren în care toat, toate mentalitățile, când noi am pornit, nimeni nu ne lua în serios. Am pățit și eu ce am făcut eu cu mentorul meu la început. a Lăsați-ne două în pace. Asta mi-au sus toți. Dar Dumnezeu ne-a dat mare favoare, s-a lansat o lucrare de misiune externă, dar apoi, brusc, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis, acum e vremea să ieși de aici, pentru că în România nu se mai lucrează așa de intens pe evangelizarea internă. Și a fost un moment în care m-am luptat cu Dumnezeu și am zis Doamne, dar eu acum însuși și se mișcă corabia, nu mai trebuie să vorbim ca vocea celui ce strigă în pustie și acum să las asta pentru ca să ce? Dar Dumnezeu ne-a arătat, ne-a dat mai multe semne și indicii clare că e vremea să lucrăm la mobilizarea Bisericii din România pentru lucrarea acasă. Proiectul AREA, pentru că lucrez în cadrul Alianței pentru răspândirea Evangheliei Chiar acasă. Chiar conduci da, sunt în echipa de conducere cel puțin, proiectul acesta are un obiectiv foarte simplu. Readucerea evangelizării în prim planul vieții credincioșilor și a bisericilor locale. Adică un credincios să-și cunoască fișa postului. Pentru că această calitate de om care crede în Isus Hristos presupune în mod automat că ești un martor. Pentru că ai citat fapte 2, Isus a zis, veți primi putere și veți deveni martori. Ăsta este rolul puterii spirituale, ca noi să putem să depunem mărturie despre Hristos. Și atunci noi vrem ca Orice credincios să înțeleagă această fișă a Nu e ceva opțional, nu este ceva ocazional, este modul de viață. Este modul în care Hristos ne-a plasat și ne-a selectat pentru împărăția lui ca să depunem mărturie despre el. Noi am pornit lucrul acesta și acum ne dorim credincioșii să înțeleagă aceasta, dar și bisericile, pentru că bisericile, la rândul lor, trebuie să se multiplice și să dea naștere altor comunități de credință, acolo unde Evanghelia nu este cunoscută. Excelent! Slavă Domnului! Practic, o lucrare care era, să zicem așa, în dezvoltare, deja începea să dea roade și, într-adevăr, APM-ul este o lucrare care dă clasă multor agenții. Slavă Domnului! Asta -i... Vă spunem, gloria lui Dumnezeu nu Amin. este meritul nostru, știm lucrul acesta, dar mai ales într-un spectru în care nu mai, este, uh, uh, nu mai există o, o agenție de misiune uh -huh. evanghelică în România la vremea respectivă. Uh, nu există diverse organizații. Exact, nu, dar nu, nu vorbim de Da, oricum nu, nu vrem românești. nici exclusivitate, nici unicitate, dar mulțumim Domnului pentru nișa pe care o avem. Atunci. Bun. Nu suntem Acum, în competiție cu nimeni. Dacă tot ai citat... Uh, perioada aceasta, ai adus aminte de perioada în anul 90. Suntem cam de aceeași vârstă și vreau să spun că mi-aduc aminte cu ce frumos era când toată lumea era atât de entuziasmată. Umpleai un stadion cu două hârtii așa puse pe niște stâlpi în stația de autobuz și exact. spunea, este eveniment, vine cineva și predică Evanghelia și se umplea un stadion. Așa este, slavă Domnului pentru vremurile acestea. Vreau să ne uităm puțin tot așa în perioada aceasta, pentru că știm că răspunderea Evangheliei necesită niște resurse. Și aici nu mă refer doar la resursele financiare. în primul rând, spunem că lucrarea lui Dumnezeu, răspândirea Evangheliei se face cu Duhul Sfânt, cu oameni și, bineînțeles, cu resurse, cu bani. Pentru a face lucrul acesta, avem nevoie de câteva lucruri și aducem aminte că în anii 90 au venit foarte multe organizații, foarte multe s-au construit multe biserici sau ce puțin, multe organizații, fundații, asociații, deci la nivelul ăsta. Deci am fost binecuvântate Dumnezeu de, de un ajutor din, din comunitățile române și din alte comunități străine deci cei care au văzut oportunitatea asta să, să ne dea o mână de ajutor și au făcut o slavă Domnului așa cum și noi facem pentru alții în, în vremurile acestea. Dar și aș vrea să spunem că poate a fost bine și a fost excelent, ne-am bucurat și beneficiem de binecuvântarea de atunci, binecuvântările de atunci, dar parcă ne-am învățat noi, și asta acum vorbim, dacă tot vorbim despre semisiunea locală în România, ne uităm și puțin și la caracteristicile noastre ca români. Mm -hmm. Ne-am tot obișnuit ca cineva din afară să vină să ne ofere, să ne dea, să ne susțină, să ne ajute, să pună mugaș și mai puțin că... pe propriile noastre. Cu alte cuvinte, a spune că evanghelicul român vorbim doar de evanghelici s-a învățat ca orice lucrare care necesită efort, oameni, da? Uh -huh. Dumnezeu a rămas, Duhul Sfânt, lavă Domnului, este, este încă noi, mângâietorul nostru. E mai ușor să faci apel sau și mai greu să bagi mâna câteodată în propriul buzunar pentru că vreau să ajungem la, 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 la o chestie fundamentală. Pentru că una din marile, să spunem, probleme sau provocări pe care o avem, atunci când discutăm cu oameni, spunem, a, nu avem cu ce. Pe lângă faptul că nu avem oameni, spunem, fraților, nu avem. Și atunci, ne poate cineva din afară. Nu mai sunt anii 90. Da. Paradigma s-a schimbat. Trebuie să recunoaștem că, totuși, bisericile devin mult mai mature în abordarea chiar a susținerii financiare. Acum trebuie să ne gândim, în anii 90 toți construiau. Da, asta era. Se construiau școlile biblice, cămine, institute, apoi biserici, sedii de cult, de regională, licee creștine și așa mai departe, grădinițe, policlinici. Inclusiv spațiul ăsta în care suntem noi a fost dus pe vapor și a asamblat aici. Exact. Na, și atunci, într-adevăr, o mare parte din resurse, nu spun că a fost uh, perfectă abordare sau că a fost suficient echilibru, dar bisericile în anii aceia au fost foarte, foarte ocupate ca să-și dezvolte o bază materială care le-a lipsit în perioada comunistă. Dar, pe măsură ce bisericile au început să se bucure de resurse și să nu mai fie legate de proiecte mari de construcție, și aici, sigur, e mult de discutat, pentru că unele, într-adevăr, s-au aruncat în proiecte care nu erau justificate și care erau doar așa niște chestiuni de chiar de opulență sau de. au vrut să transmită un mesaj prin clădire. În fine, bisericile au început să înțeleagă nevoia de susținere. De exemplu, la APME, când am pornit APME și erau și puțini lucrători, mai mult de, nu știu, 70% din fonduri veneau din afară. Lucram cu străini. Astăzi, probabil 10% sunt fonduri care nu vin de la România. La APM și gândiți-vă că și bugetul a crescut exponențial Absolut. la 80 de lucrători full-time în, în țări foarte, foarte îndepărtate. Deci, și viziunea noastră a fost asta de la bun început, să ajungem să fie o misiune a românilor cu bani românești. Nu vrem să trimitem misionarii români și alții să aibă răsplata pentru că i-au finanțat și au, au susținut asta. Chiar și misiunea internă care s-a pornit, Area, este un proiect susținut de bisericile din România. Potențialul este mult mai mare, nu, nu ne lăfăim în resurse, dar există o inerție a pornirii unui astfel, de, unui astfel de proiect. Dar ținta noastră este la fel să fie susținut proiectul de către bisericile din România și, în prezent, deja 85%-90% sunt resurse din țara noastră. Noi putem să motivăm Biserica, putem să chemăm Biserica la o viziune pe care o simte pe care o cunoaște și pe măsură ce aducem în prim plan, pentru că eu țin mult la cuvântul ăsta, ce este în, în vizorul oamenilor? Proiecte, oameni, politică bisericească, funcții, avantajele, nu știu ce fel, sau promovarea lor înșiși, sau o viziune mai înaltă, o viziune care știm că nu poate fi atinsă prin puterile noastre. Când oamenii simt că este o chemare de la Dumnezeu și că este ceva mobilizator pentru Trupul lui Hristos, eu cred că resursele vin. Deci, la ora actuală, în concluzie, nu cred că Biserica din România nu excelează la misiune pentru că nu are bani. Ăsta e ultimul dintre lucrurile de pe listă. Sigur, e nevoie de mai multe resurse, dar uh, unde suntem deficitari? Uh, suntem la promovare unei viziuni clare, la formarea de oameni, la puternicirea lor, uh, la a găsi metode relevante, uh, a găsi metode actuale, pentru că, spuneam, umpleai un stadion, Uh, atunci, astăzi nu mai umpli chiar cu multe uh, uh, resurse de... Da, da. de marketing, nu îl umpli. Și atunci dacă oamenii, astăzi oamenii nu mai sunt pe stadion dar sunt pe Facebook, pe TikTok. Exact. Uh, noi trebuie să găsim instrumentele de a comunica Evanghelia într-un mod relevant generației noastre. Uh, dar resurse există uh, și pot fi alocate pentru asta dacă viziunea este pusă înainte și este foarte bine exprimată. Slavă Domnului! Uh... Mă bucur că am rezolvat Și vreau să mai, să mai spun încă un lucru. Uh, niciodată, de la Revoluție încoace, făcând cu excep, excepție, cu primii ani de la Revoluție, când a fost acel entuziasm, uh, niciodată de atunci încolo nu a mai existat o așa de mare deschidere față de Evanghelie, precum avem astăzi, în 2023 pretutinde unde vorbesc cu oameni care sunt implicați direct în prima linie a mărturisirii Evangheliei în țara noastră, toți spun, oamenii sunt mai deschiși, mai receptivi, e mai ușor, te duci să distribui niște pliante și din 30 de oameni, dacă te refuză unul. Înainte, acum 10 ani, rămâneam cu el în mână și nu se uita nimeni la mine. Dacă găseai unul care să îți ia sau să mai și vorbească cu tine, era o minune. Acum, oamenii inițiază conversații, ne caută oameni. În bisericile noastre pășesc oameni care n-au fost invitați de nimeni și n-au avut contacte cu nimeni. Acum două săptămâni, la noi a venit cineva și, în timpul slujbei de dimineață, s-a dus la ușier și a zis: Dar noi, dacă am vrea să intrăm, ne-ați da voie să vedem și noi cum este? Asta este. A, 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 e produsul. A, a, Presiunilor care au fost în societate, oamenii își dau seama, s-au clătinat temeriile din punct de vedere ani. medical, criza COVID-ului, războiul din Ucraina, facturile, veștile astea alarmante, în final i-au pus pe oameni în punctul să se întrebe de ce trăim? Unde ne ducem? Cum spuneam în, în, introducerea discuției noastre, Universitatea asta seculară s-a uitat și a zis oamenii și pun întrebări. Cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Cum să mă rog? Cum să citesc Biblia? Deci, aș vrea să subliniez foarte apăsat pentru cei care ne ascultă. Astăzi, oportunitatea de a vesti Evanghelia este mai deschisă ca niciodată pentru generația noastră. Unde suntem deficitari? Suntem la echiparea oamenilor nu la resursele financiare. Noi trebuie să echipăm membrii din bisericile noastre cum să împărtășească Evanghelia într-un mod natural, nu forțat, nu uh, într-un mod uh, agasant, nu combătându-i pe alții sau înjosindu-i pe alții, ci să îl lăsăm pe Hristosul din noi să strălucească în mijlocul societății. Acolo suntem deficitari și dacă oamenii vor descoperi uh, această cale simplă, să prezinte Evanghelia în mediul lor, în oicosul lor, între contactele lor, atunci rezultatele pe care le putem avea în generația aceasta, în decada aceasta, ar putea să le întreacă. Și aici nu mă hazardez, dar cred asta, ar putea să le întreacă pe cele care le-am avut la Revoluție. Aleluia! La vă, Domnule, așa ar trebui să fie. M-aș bucura să văd lucrul acesta, să vedem în practică, pentru că e oportunitatea pe care o avem. Dumnezeu ne-a dat o dacă nu, și mă gândesc că dacă nu vom face noi generația asta, Dumnezeu care nu duce lipsă de oameni, va găsi pe oamenii potrivi să o facă. În istorie au fost mari oportunități ratate dintr-un simplu motiv. Biserica nu a fost pregătită. Dumnezeu a deschis ușa, a pregătit inimile, scena a fost pregătită de Dumnezeu ca oamenii să, să primească Evanghelia. Ce a lipsit a fost o biserică atentă, și capabilă să răspundă. Uitați-vă în Ierusalim, 3.000 de oameni, apoi 5.000 de oameni, dar biserica deși erau puțini atunci și n au avut sensără, timpul și contextul să se instituționalizeze și ăsta este unul dintre avantaje, biserica a lucrat în grupuri mici, au lucrat în case și au reușit să-i asimileze și stăruiau toți în învățătură, frângerea pâine, rugăciune. Era acolo o, o, o lucrare în care trupul asimila. Era un năvod care nu avea rupturi și să prins o mie de oameni, zece mii de oameni, dar apoi în 1999 să-i pierzi. Da? Ei, ori asta este o, 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 chestiune foarte serioasă în prezent. Puțin credincioși știu cum să prezinte Evanghelia. Și asta înseamnă că riscăm să ratăm în timpul ăsta, orice oportunitate, așa îi spun specialiștii, e o fereastră de oportunitate. Aia nu este nelimitată, are o limită foarte clară când se închide, când se restrânge. În Japonia, după al doilea război mondial, armata japoneză, fiind decimată și în suferință, națiunea, acum americanii erau cei care diriguiau puțin lucrurile prin țară pe acolo. S-au apropiat unul dintre generalii americani euh, japonezi, s-a apropiat de americani și le-a spus: Națiunea noastră este distrusă, nu mai are speranță, nu mai are direcție. Trimiteți-ne niște misionari care să vină în țara noastră și să le prezinte creștinismul, pentru că vedem că e o, e o credință a păcii, a bucuriei și le dă speranță oamenilor. Cei care erau la butoanele politice atunci au zis nu, asta ar fi după un război, dacă noi venim cu misionarii noștri, ar, fi, ar putea să creeze anumite tensiuni și au spus nu. Ei, ușa aceea a fost deschisă foarte puțin. Astăzi, cazul ăsta e studiat de misiologi și îndelung dezbătut și toți spun, dacă atunci, biserica ar fi profitat de ocazia aceasta și ar fi trimis o armată de evangeliști. Folosesc cuvântul armată. Da. O, o, o echipă bună de evangheliști care să prezinte Evanghelia acelor oameni flămânzi și care știau că nu au speranță și le trebuia ceva înalt. Astăzi, poate, Japonia ar fi fost una dintre țările fruntașe creștine ale lumii. Așa cum e Corea de Sud. Exact. Deci exact. un model da. deja validat. Deci asta mă, mă frământă. Nu știu cât va dura deschiderea aceasta spirituală a românilor, dar trebuie să ne rugăm ca să nu o ratăm. Slavă Domnului! Am vorbit despre biserica deschisă spre misiunile locale, spre misiune în, în, țara noastră. Dar acum mă gândesc la oameni. Așa după, din experiența ta ca păstor și mai mult ca, ca lider în lucrarea de misiune, cam care ar trebui să fie profilul omului sau a creștinului, de fapt, a creștinului care e potrivit sau are... toate, să spunem, chemarea aceasta de a face misiune, știi? Dă voi, Cătălin, să zic ceva înainte de asta. Care ar trebui să fie Profilul păstorului care Aha. promovează misiunea. Pentru că întâlnesc uh, destul de mulți oameni uh, care au o atitudine foarte pesimistă despre lucrarea Evangheliei. Nu merge, se închid bisericile, bisericile scad, oamenii sunt tot mai lumești uh, și așa mai departe. Cu mesajul acesta, cu retorica aceasta, uh, nu ajungi nicăieri și nu poți ca să lucrezi în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este acel grunte de muștar care crește și devine un copac înalt. Ăsta este modul în care lucrează împărăția lui Dumnezeu. Dacă mentalitatea este de descreștere, omul ăla trebuie să se oprească și să se întrebe ce lipsește. Ce nu fac după rețetă? Ce lipsește? Credința, ungerea Duhului, resursele, dedicarea personală, dar nu poți să spui doar să stai cu mâinile în sân sau blocat și să spui nu merge. Cei care spun nu merge au nevoie de pocăință. Trebuie să se căiască de o afirmație falsă pe care o prezintă ca valoare de adevăr și ca un principiu aproape. Domnule, am, am fost și eu acolo și a trebuit să mă pocăiesc de gândul ăsta, domnule, totul este înțepenit, totul este blocat. De acolo, Poți ca să devii un om care să, 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 să aduci schimbare când există mai întâi o transformare a gândirii noastre. Și de aceea eu le recomand celor care cumva se regăsesc în profilul acesta să-i ceară Domnului puterea unui restart. Efectiv, trebuie să se oprească și să, ai, aici n ai ce să îmbunătățești. Trebuie să spui, ok, dacă Doamne, cuvântul tău spune. Că Evanghelia va merge din putere în putere și că noi suntem instrumente ale lui, că Dumnezeu vrea să ne facă roditori, că dacă rămâneți în mine și veți aduce mult rod și Tatăl va fi proslăvit, dacă ăsta este profilul biblic și eu nu le experimentez, trebuie să mă opresc și să mă întreb: relația mea cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, metodele pe care le folosesc, există ceva în viața mea, ce trebuie să schimb? Și trebuie un restart și pornit de la ceea ce declară Scriptura. Pentru că ea nu greșește în privința asta. Iisus a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până în anul 2023 și până la sfârșitul veacului. e valabil pentru toate generațiile. Deci ăsta ar trebui să fie profilul liderilor care promovează misiunea. Când vorbim de evangeliști, aici discuția este puțin mai largă. Studiile spun că într-o biserică obișnuită, Dintr-o sută de membri, între 2 până la 5% au un dar de evanghelist. Adică un dar natural. Sunt oameni care ușor inițiază o conversație uh, și pot foarte simplu să conducă conversația la al mărturisii pe Hristos. Ei, uh, de aia, 2 până la 5% nu trebuie să ne ocupăm noi. El este darul Dumnezeu El a dat pe unii evangeliști. Deci Duhul Sfânt i-a pregătit și, sigur, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i susținem, să-i încurajăm, să le creăm platforma. Dar oamenii aceia vor merge pentru că au o ungere, o chemare specială. Dar ce facem cu ceilalți, 95 până la 98%? Ei, asta este misiunea noastră, să le oferim cadrul. Oamenii aceia trebuie să știe cum dezvoltă oicosul lor, mediul în care Dumnezeu i-a amplasat, cum aduc Evanghelia între oamenii aceia și cum o fac într-un mod natural. Fără să să iasă nu din zona lor de confort, dar din tiparul lor de personalitate. Că nu poți să-i ceri unuia care este introvertit să devină Reinhard Bonnke sau exact. Mary Graham. Dar acel introvertit poate să-L mărturisească pe Hristos printr-o simplă întrebare. Oare e bună calea asta? Și să-i dea cuiva de gândit, pentru că un introvertit se înconjoară de alți introvertiți și ei sunt oameni foarte cerebrali. Și atunci poate efectiv printr-o simplă întrebare să-i lase omului apoi uh, o temă foarte importantă de, de gândire care să-l conducă să-l să descopere pe Hristos. Adică noi trebuie să echipăm pe oamenii aceștia să știe că ei pot să fie martori lui Hristos. Nu vor avea niciodată slujba de evanghelist, pentru că e o altă slujbă în trupul lui Hristos. Dar al mărturisii pe Hristos, aceasta este în îndatorirea întregii biserici. Cum spuneam, e fișa postului fiecărui creștin. Ei, aici, noi suntem deficitari, repet, trebuie să instruim și să echipăm Biserica să poată, într-un mod natural, să prezinte adevărul despre Hristos în conformitate cu înzestrarea lor naturală, în mediul în care sunt. Tinerii pot să o facă prin activități sportive sau muzicale și noi practicăm mult lucrul ăsta în, în zona noastră, în Megidia și în alte proiecte. Alții pot să o facă în. am făcut cursuri pentru familii sau cursuri de afaceri. Pot să o facă în diverse modalități pentru a îi expune pe oameni la, la mesajul Evangheliei, și uh, asta trebuie să fie misiunea noastră. Deci, practic, dacă tot așa comparăm anii 90 cu ceea ce avem astăzi, fereastra aceasta deschisă, pe care e puțin diferit modul de abordare a misiunii locale. Uh -huh. Dacă înainte eram. Era, ne era la îndemână să adunăm, să organizăm o evanghelizare pe un stadion, să vină cineva faimos să vorbească. Astăzi mergem practic de la grup la grup, de la uh, context la context, fie că e la locul de muncă, fie că e pe la locul de joacă, fie că întrebăm mici cu copii în parc. Deci, practic, și asta este foarte important. Pentru că, îmi spun iar o, o meteacna noastră, știi, sunt deschis și eu cu tine în seara asta. E vorba de uh, ideea aceasta că, Doamne, Dumnezeu, dacă a dat pe unii, păstori, evangeliști, da? Numai ăia trebuie să facă. Restul, noi suntem comuni, uh, comozi, noi avem treabă, noi ne facem datorie, venim la biserică, ajutăm și noi cu ce putem și în rest să facă profesioniștii, că de-aia plătim. Acum textul este și mai interesant. Acolo în Efesen 4, 11 și 12 Pavel spune că i-a dat pe unii evangeliști pentru mobilizarea bisericii la evangelizare. Deci în uh, definiția din Efesen 4, Chiar și evanghelistul nu este el unicul care face evangelizare, ci mai mult, el este un promotor al evangelizării. Sigur, el poate să aibă slujirea lui directă cu oamenii în evangelizare, nu ne înduim de asta, dar în același timp rolul lui este să împuternicească biserica. Uh, uh, din păcate, noi creăm rolurile alea uh, sub forma unor vedete, a unor oameni care dețin o poziție unică și nu înțelegem că ei împuternicesc trupul lui Hristos. Și prin trupul lui Hristos, impactul lor este mult mai mare. Iisus putea să facă el multă evangelizare, dar a știut că e mult mai eficient să se investească în 12 oameni n-a deschis nicio biserică personală, n-a pus nicio siglă pe perete, dar în schimb a investit în 12 oameni, a format evangeliști aceia și apoi le-a zis, mergeți în toată lumea și faceți și voi la fel. Și Pavel zice, ce ai primit de la mine, credințează la alții care să fie în stare să dea mai departe și să continue lanțul acesta. Deci noi avem nevoie, pentru o lucrare de evangelizare bună, avem nevoie de oameni care fac ucenici în lucrare de evangelizare. Adică oameni care uh, sunt practicieni, care trăiesc evangelizarea și o fac într-un mod vizibil. Uh, cei din jurul lor să se molipsească și să învețe și să descopere că sunt multe lucruri pe care le poți face foarte ușor care nu costă, uh, care nu necesită resurse deosebite, dar pur și simplu prin modul tău de viață. De exemplu, a sta la masă cu oamenii acolo unde se nivelează relațiile dintre noi, acolo unde împreună întinde mâna din același blid, da? acolo relațiile permit oamenilor să se deschidă și să-și împărtășească nevoia. Și apoi, după ce mi-ai spus cei pe sufletul tău, să te spun un singur lucru. Îmi dai voie să mă rog pentru tine. Ei, cine n-ar putea să facă lucrul ăsta? Ce tehnică sau tehnologie este trebuie pentru asta? Deci sunt lucruri foarte simple. Dacă oamenii ar avea o astfel de perspectivă asupra lucrării de evanghelizare și nu s-ar gândi că ei trebuie să fie, nu știu, Billy Graham sau Rahar Bonche sau nu știu ce mare apologet și zic, oh, sunt intimidat, asta nu-i pentru mine. Dacă ar înțelege că sunt lucruri simple pe care le pot face în rutina zilnică, în mediul în care, unde, în care trăiesc, nu să trebuiască să meargă în nu știu ce locuri imposibile, atunci evanghelizarea putea să devină ceva mai facil, mai eficient, mai larg împărtășit de trupul lui Hristos. Slavă Domnului! Sunt 100% de acord, dar îmi place când uh, spui lucrul acesta în gura ta e cu mai multă putere decât o facem noi aici de obicei. Uh, ești de acolo și Dumnezeu te-a binecuvântat cu, cu darul ăsta de a ne deschide uh, mintea și inima pentru a face misiune. O să mai aduc un comentariu, încă o obiecție, așa se spune, în, uh -huh. în, în, în dezbatere, o obiecție la la face misiune. Noi, în mod natural, avem tendința aceasta de a fi egoiști, de a ne uita la noi la și când ne uităm la asta, ne uităm puțin și la protecție. Poate ai observat că în ultima vreme, poate, dar chiar înainte de pandemie, oamenii au încercat să. Să se izoleze oarecum. S-a mai întâmplat asta și în istoria creștinismului, dar și în istoria poporului evreu, în coarme. Spuneau, chiar mi-aduc aminte, în judecători era o stare de genul ăsta în care fiecare era în peștera lui, în bucățica lui, în văgăuna lui, chiar așa se spune, cu scopul de a se proteja, de a păstra. gândindu că dacă stăm izolați între patru pereți, hai să spunem, într-o comunitate, într-o bisericuță, și nu ne expunem în afară, suntem mai protejați de atacurile din afară. Și aici, pe în momentul în care începi să ieși cu copiii în parte, vorbești, cu siguranță vor fi expuși. Și atunci ai nu avem de-a face cu lumea. Eu mă rog și dacă Dumnezeu vrea să îi vorbește, știu, în vis, în orice sunt, Dumnezeu are metodele lui. Expunerea asta în afară, când momentul în care vorbește de mi îmi asum identitatea, dar atunci trebuie să fiu atent și la mărturia mea și la viața mea. Și... Cătălin, biserica a fost venită să meargă în exterior. Asta înseamnă biserica. Biserica nu este adunați-vă la mine și aveți părtășie, ci mergeți afară. Oswald Smith, un mare promotor al misiunilor, a avut o predică faimoasă cu titlul Ce parte din gău n-ați înțeles? El a zis, Iisus a zis simplu, gău, mergeți! Ce, e așa de greu? Adică n ai nevoie de să se explice în greacă, în ebraică. Gă! Mergeți! Deci, biserica este împărăția lui Dumnezeu care se deplasează spre lume și îl prezintă pe Hristos și pătrunde în societate și aduce acolo valorile despre Dumnezeu. Întotdeauna când Biserica a simțit nevoia să se strângă și să se ascundă în spatele zidurilor, a fost dintr-un fals spirit și o falsă, o, o eronată înțelegere a scripturilor. În, în faptele apostolilor, biserica a avut tendința aceasta, de exemplu, din pricina persecuției și din pricina uh, spiritului iudaic, care îi ținea într-o formă încă de legalist și o combinație între legea Vechiului Testament și, și nou legământ, uh, Duhul Sfânt. Le-a spart bisericile, a, a rupt zăgazurile acelea și i-a trimis în lume prin persecuție pentru ca să poată să ajungă acolo cu Evanghelia. Dar știi ce este interesant? Biserica n-a stat între ziduri în perioada comunistă. Asta e. Și a fost un spirit misionar. A fost o pasiune mm. pentru a-l împărtăși pe Hristos cu riscuri mari. Și acum ce facem? Acum în sfârșit avem zidurile noastre și acum ne putem construi catedralele noastre și uh, profităm de confortul acestora și ne ascundem în, spatul, în spatele zidurilor? Uh, acum când avem toată libertatea pe care uh, am visat-o vreodată, de a-L face pe Hristos de cunoscut și de a ne întruni și de a face tot ceea ce dorim pe plan spiritual, acum noi de bună voie, prin inițiativa noastră, prin niște calcule greșite de teama infectării cu lumea, să, să ne ascundem uh, în spatele zidurilor ar fi o greșeală tactică uh, uh, fatală pentru Biserica lui Iisus Hristos. Uh, Păziți-vă neîntinați de lume, spune Iacov, dar în același timp, spune Religia curată și neîntinată este să ajutați, să, să fiți prezenți. Păziți-vă neîntinați de lume în timp ce faceți lucrare, în timp ce sunteți între oameni, nu ascunzându-vă, nu ferindu-vă de oameni, pentru că în felul acesta uh, Lumina este ținută sub obroc. Sarea este în solniță, nu, nu, dă, nu dă gust lumii, nu împiedică lumea de la deteriorare. Și ceea ce se întâmplă în societate este și o consecință a faptului că Biserica nu a avut o voce. Biserica nu a fost preocupată să, să spună nu chiar direcțiilor greșite și a făcut-o. Prea târziu, de obicei, și că nu a mai putut să, să oprească uh, coborârea în spirală aceasta a păcatului. De asta ai scris foarte bine: o viziune a bisericii este foarte importantă și, dacă această viziune nu există, ea trebuie dezvoltată, trebuie trebui făcut o analiză internă, începând de la lider, de la comitet, de la biserică până la ultimul membru, da? astfel încât viziunea aceasta să, să, să se. Să se na, realizeze până la urmă. că e chemarea. Știi cum e? Uh, motive găsim o mie de la nu face. Dacă vrem să nu, să nu facem, găsim. Dar uh, ne întoarcem înapoi la origini, ne întoarcem la Scriptură și vedem uh, uh, ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Uh, înainte de a merge... A trecut timpul foarte repede, Am mai putea discuta o grămadă cu siguranță, dar înainte de a, ne, a, face o concluzie asupra temei din seara aceasta, vreau să scot în evidență puțin și implicarea ta în zona media și în zona aceasta, și inclusiv la, Faci asta de mult timp. Ești un om activ pe Facebook, te văd, postez, iei atitudini chiar uneori. Mă bucur că uh, ai, uh, să spunem, deschiderea de a combate anumite idei care tot apar pe acolo. La văd Domnului. Avem nevoie, avem nevoie și de oameni care să spună lucrurilor pe nume, fără teamă, fără compromis. Dar ceea ce vreau să scoată în evidență este că, uh, odată cu renoirea conducerii cultului pentecostal. Dumnezeu ți-a dat și misiunea aceasta de a conduce partea aceasta de media, de digitalizare a, a Departamentului de Media și Digitalizare a Culturii, și, în primul rând, cu prima realizare este revista aceasta o, care și-a păstrat numele, da? Cuvântul Adevărului. Dar are o haină nouă, un format nou, o absolut, o revistă extraordinară, stimați prieteni, o puteți găsi cu siguranță la biserica în care sunteți, pe net găsiți unde modul în care vă puteți abona. Este un... Cuvântul adevărului.ro Exact, site-ul este același, cuvântul adevărului.ro și este absolut extraordinar, e un format nou, o grămadă de articole interesante și mai mult la zi. Asta vreau să spun că și asta este o metodă de evanghelizare? De pregătirea bisericii pentru evanghelizare, pentru că revista se adresează bisericii, se adresează bisericii, nu este o revistă pentru cei nemântuiți. Eu încurajez site-urile să aibă un mesaj pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. Revista este un fel de foaie de informare, de oglindă a structurii, a vieții bisericești, dar i-a dus -a la zi asta ne-am dorit să reflecte anul 2023, inclusiv de la siglă, de la format, de la dimensiunea pe care o are, chiar și tipul de pagină folosită. Exact. E... Echipa de redacție, o echipă nouă aici și foarte deci, uh, la sfârșit este foarte clar spus aici aproape pe cei persecutați este o... Da. O chemare la rugăciune pe biserica persecutată. Pro program de rugăciune, da. o grămadă... De lucruri. Am căutat să avem articole care privesc viața bisericii, interviuri cu personalități din mediul nostru care îl suzește pe Dumnezeu și au o mărturie bună, deci nu pastori, ci oameni din mediul laic, dar care fac lucruri deosebite pentru Dumnezeu. Avem o rubrică cu mărturii minune ale lui Dumnezeu și ăsta este numărul care a ieșit numai ieri de la tipar, astăzi a ajuns cu, cu trenul de noapte. Avem experiența unei familii care a experimentat o vindecare completă de autism, un copil care era într-un grad foarte avansat al bolii, și Dumnezeu a, a schimbat direcția. E important ca oamenii să vadă și să fie motivați și mobilizați pentru. E care... așa că, statistic, acum, dacă tot suntem, uh, la o emisiune TV și vorbim de media, știi că, statistic, cele mai urmărite materiale uh, pe internet uh, din viața cel puțin a evanghelicilor, este, sunt mărturiile, experiențele. Da. Da. Nici cântarea, inclusiv a depășit cântarea. Corect. Și Acum, noi am pus revista și în format audio. Fiecare articol poate fi ascultat cu un cod QR ah, excelent. și oamenii pot să asculte la volan, pot să, să interacționeze cu ceea ce e publicat aici și asta este de asemenea un avantaj. E ceva util pentru a face revista mai accesibilă generației tinere. Slavă pentru Domnului! Tău. Aici este că uh, cu o altă ocazie, când vin în vreau să discutăm exact despre uh, misiunea aceasta, către generația asta. Vom vedea câteva metode cum, cum putem aplica misiunea uh, în generația noastră, cu resursele noastre, cu copiii noștri, cu tinerii noștri din biserică <laughs> și cum îi putem pregăti, cum ne putem adapta astfel încât noi, cei mai în vârstă, să zicem, cei mai uh, experimentați, să-i putem ajuta și pe ei să pornească. Pentru că. Uh, au nevoie de mentor, au nevoie de încurajare. Da. Uh, nu încheiem până nu lăsăm o încurajare, știți, spre misiune, spre implicare, pentru că asta este și scopul emisiunii. Am discutat, am văzut nevoile uh, încă mai hard lava Domnului, încă mai sunt uh, ferese deschise. Uh -huh. Nu mai oferă, asta, ferese deschise. Uh, ce am putea face? Ca o încurajare pentru cei care ne ascultă și care vor să se implice, ce ar putea face astăzi în a se decide să-și facă, să facă chemarea pentru care Dumnezeu ne-a dat. Dragii mei, trăim vremuri unice pentru Biserica Evanghelică din România. Avem o libertate fără precedent, avem resurse de care n-au avut parte înaintașii și noștri, și Dumnezeu a pregătit și climatul spiritual, așa cum am menționat adineaori. Într-o zi Dumnezeu însă ne va cere socoteala. Ce am făcut cu ceea ce ne am încredințat? Cât de credincioși am fost în ceea ce am primit din mâna Lui? Știți pilda talanților? Unii au primit cinci, alții doi, alții un, dar stăpânul a vrut să știe că fiecare a luat talentul acela cu frică de Dumnezeu și a spus, viața mea nu e a mea. Resursele pe care le-am primit nu sunt ale mele, sunt ale lui. Și de aceea scurta noastră trecere prin lumea aceasta, oricât de lungă e viața aceasta, în comparație cu eternitatea, este doar un clipit din ochi. Așadar, în perioada aceasta, noi trebuie să folosim privilegiul acesta. Cum vom putea să stăm față în față cu și credinței? care l-au mărturisit pe Hristos în contextul în care știau că urmează să plătească cu pușcăria dacă sunt prinși. Vânbran și alții care au trăit în țara noastră. Cum s-ar uita ei la noi știind că am primit libertatea și atâtea privilegii din partea lui Dumnezeu și am transformat harul lui Dumnezeu într-un prilej ca să trăim pentru firea pământească, cum ne avertiza Pavel? Mă rog așadar, ca fiecare dintre noi să uh, privim cu frică de Domnul și cu maximă responsabilitate faptul că această veste bună ne-a fost încredințată și Dumnezeu ne-a dat privilegiul acesta să trăim într-o perioadă în care este ușor și este accesibil și consecințele sunt atât de favorabile nouă atunci când ieșim în afara zidurilor. Să mergem, să-l mărturisim pe Hristos și El a promis că va fi cu noi. Vreau să concluzionez aici, Cătălin, Hristos a spus că va fi cu noi în toate zilele, în contextul în care noi mergem. Dacă noi nu mergem, nu putem să ne așteptăm ca prezența lui Hristos să fie manifestată plenar în viața noastră. Vaselică, zic amin, așa să ne ajute Dumnezeu să facem tot ce ține de noi și cu tot ce suntem, cu tot ce avem la dispoziție, să ne punem la dispoziția Dumnezeu. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, a fost o onoare, o bucurie să o împărtășim în din, din, cuvântul lui Dumnezeu, din chemarea aceasta și ne rugăm și noi aici ca Dumnezeu să dea binecuvântare în, în chemarea pe care o ai, atât la biserică, cu familia, cu... Tot ce ai la îndemână, astfel încât lucrarea aceasta să fie o binecuvântare și, într-adevăr, Evanghelia să ajungă să propășească până cât mai departe, până la marginea Pământului. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Timați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!